Bună dimineața, bun venit la Pixelul Albastru. După cum v-am obișnuit, suntem în direct la prima oră a dimineții, mai mult sau mai puțin treji. Acum, na, rămâne la atitudinea tuturor să vedem cât am reușit să ne trezim și cât reușim să vă aducem și astăzi presa pășcăneană și, mă rog, presa județeană și, dacă avem timp, mai trecem un pic și prin presa națională a zilei. Cert este faptul că a început școala, am văzut de dimineață tot felul de puști, prichindei și altfel și cei mai mari, adolescenți și adolescente cu tot felul de ținute, mai mult sau mai puțin elegante, care mergeau către școală cu mai mult sau mai puțin chef. Cel puțin, mai puțin chef. Adică că asta este cel mai sigur. Îmi place să meargă la școală cum, nu știu, era vorba aia cu câinele și cu sarea. Nu-i place să lingă sare sau cum era. Da. În fine, începutul noului an școlar la Pașcani, noi l-am descris în vreo 3 articole, au fost aseară și la știrile Infobit, ați văzut foarte bine. Noi ieri am alergat mai pe la toate școlile din Pașcani și din zona Pașcaniului și v-am adus de acolo principalele informații. Ați văzut, au discutat reporterii noștri cu puști, cu învățătoare și cu tot felul de oameni. Începerea noua școală la Pașcani, primarul i-a îndemnat pe elevi să învețe și să respecte profesorii, parada modei la CF Unirea și, mă rog, în timpul slujbei religioase și în timpul imnului național, mai mulți puși se distrau decât aveau chef de școală propriu-zis. E o situație cât se poate de amuzantă, dacă mă întrebați pe mine. Am fost și eu și am filmat ieri pe la școli. Asta cu parada modei nu se aplică doar la Colegiul Tehnic CF Unirea, asta se aplică la absolut toate școlile din Pașcani care au adolescenți. Am văzut ieri niște eleve și chiar m-am amuzat aseară cu prietenii. Băi, văzusem niște fetișoare de clasa 9 până în clasa 12, veniseră cu niște genți de alea plic la școală. Știți, de alea care merg în general doamnele la nunți. Ei, ele au venit cu respectivele genți plic la școală. Foarte interesant. Nu știu ce s-au pus acolo. Probabil doar telefonul mobil. Pentru că vii la școală, îți mai ieși o foaie la tine, ții un pix, un caiet, o treabă, îți mai notezi. Ziceam, bine, ieri n-a fost cazul, că nu cred că a fost nimeni absurd ieri să predea ceva. Am măcar să-și fi notat pe foaie, băi, în ce clasă învăț, ce profesori am. Da, în fi, nu cred că i-a interesat prea mult lucrul acesta. Tot vorbeam de vestimentație, pe lângă faptul că erau îmbrăcați cum erau îmbrăcați adolescenții și nu aveau nicio legătură cu manifestarea propriu-zisă, adică îi rugau la un moment dat preoții, băi, întorceți-vă cu fața, faceți un pic de liniște ca să putem să ține și noi slujba asta, ăia jucau barbut în spate sau nu știu Dumnezeu și își dădeau capace unul la altul. Chiar am văzut la un moment dat pe imagini, unul îi dădea capace lui altul, ălalt îi lua șapca, îi punea pe cap, îi trăgea pe ochi, îi mai dădea câte un șpiț în fund. În fine, e până la urmă, să zicem că e conform vârstei, dar la unii chiar nu se aplica, că eu cel puțin nu făceam lucruri de genul acesta, încercam să păstrez un moment de bun simț, chiar dacă nici eu nu recunosc că nu eram, domnule, chiar atât de interesat de ceea ce zice primarul sau ceea ce spun politicienii, mai ales dacă eram într-un an electoral, tot timpul simțeam că ăștia vin să-și facă campanie și nu bine. Ieri chiar n-a fost cazul, din discursurile pe care le-am auzit mai pe la toate școlile, nu a fost cazul de campanie electorală și mă bucură lucrul acesta. Mai toată lumea le-a îndemnat pe elevi să învețe mai mult și să încerce să păstreze cel puțin pe cei care au de gând să învețe să păstreze onoarea școlilor în care ei învață. Da, discutând despre acest aspect, mai mici de pe la clasele pregătitoare erau cât pe ce să adoarmă ieri în picioare la debutul anului școlar. Și mie mi se pare că este o greșeală. Unii părinți au spus că sunt de acord cu treaba aceasta, o altă parte dintre părinți nu li s-a părut normal ceea ce s-a întâmplat, cel puțin din punct de vedere al acestei clase pregătitoare. Poate sunt prea mici încă pentru a merge pe băncile școlii, chiar fiind și a clasa 0 și având un program și un orar și, mă rog, nu au nici cărți, nu au nici manuale, să fie mult mai ușor. În fine, am înțeles că Vasile Pleșca a vorbit cu nostalgie despre faptul că în acest an se împlinesc 40 de ani de la prima clasă de elevi de la Colegiul Tehnic CF Unirea
și i-a cerut elevilor să fie mândri că învață acolo. Nu cred că erau prea mândri, v-am spus ce ocupație aveau ei, erau cu totul indiferenți de toată treaba de acolo. Bun. Dacă e să mergem și la Sadoveanu să discutăm, acolo au fost probleme din nou cu sonorizarea. Vă dau cuvântul meu și fără supărare pentru cei de acolo, o parte din discursul n-am înțeles o boabă din ce au vrut să spună oamenii aia la microfon. Am încercat, am ciulit urechile, fixam la cameră sunetul mai mare, mai încet, mai tare, mai... Nu reușeam deloc să-mi dau seama ce vor să spună, au o stație defectă și în fine, la finalul, bine, după ce au taxat mai toți ce au vorbit la microfon, faptul că se aude prost, la final primarul l-a înțeles că le-a promis că va monta acolo o stație mai de calitate. Da, au fost multe lucruri. De exemplu, la Liceul Teoretic Milon Costin au debutat la ora 9 și acolo foarte, foarte mulți copii de clasa 1, învățători care au ajuns pe la ultimele generații și, mă rog, tot felul de alte probleme. Aveți și o galerie foto dacă o să fiți curioși, să intrați pe ziarulorizont.info. Vă spuneam despre clasa pregătitoare, fără material didactic, învățători mai emoționați ca elevii și sală de clasă amenajată în cancelare, cel puțin la Liceul Teoretic Miron Costin, în fosta cancelarie, iar cea de-a doua clasă sau a rămas în incinta grădiniței pentru că nu a avut cum și unde să monteze aceste pupitre, aceste bănci, era necesară o astfel de clasă. Primii pași în clasa 1, un elev a leșinat din cauza emoțiilor, părinții mai disciplinați decât copii. Este al treilea articol pe care vi-l propunem legat de începerea anului școlar și este vorba despre clasa 1. Asta m-a bucurat și vreau să ajung și la aspectul acesta, acel al uniformelor. La Sadoveanu am văzut bobocii de clasa 5-a și mi-a adus aminte și mie ca și invitaților lui Cătălin Cojocaru de aseară despre negruțiștii, cei elevii de la negruții din Iași care aveau acele uniforme și le au în continuare, bineînțeles, uniforme specifice acestui liceu. Practic tot Iașul știe cum sunt îmbrăcați cei de la negruții. La Sadoveanu am văzut că s-a propus și au început să se îmbrace elevii de ieri, cei de clasa 5 erau cu niște uniforme destul de frumoase, care dădeau impresia de o școală importantă, dădeau impresia de o școală cu tradiție. La alte școli nu am realizat lucrurile acestea, doar cei mici de pe la clasa 1 ce mai erau îmbrăcați cu acele vechi uniforme pe care le știți și dumneavoastră, cu albastru și cu negru, depinde, cu albastru pentru fetițe și cu negru pentru băieței. Ne aduce aminte de perioada anilor 90 sau chiar dinainte de 90. Unii au fost nerăbdători să-și cunoască noi colegi, alții să răsfoiască abecedarul, alții au început să plângă. Na, mă rog, e ca la școală, vă dați seama, foarte, foarte mulți copii. Bun. Referitor la copii, ci că ar fi o nouă televiziune dedicată acestora ce se va lansa în România pe 18 octombrie. Acel opție așa ne informează Mediafax. Compania Kelo Central Europe se numește, adresată în special băieților cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani. Postul se va numi Megamax, propune o nișă cu emisiuni de animație și aventură care provin de la cele mai mari distribuitori din lume și care sunt unice pe piața de televiziune. În prezent, televiziunea Megamax emite în Ungaria. În România, Megamax se va alătura portofoliului de canale Kelo Central, din care mai fac parte Minimax, TV, Paprika, Sport 1, Romantica, MGM și Fine Living. Kelo Central Europe face parte din compania Kelo Media, divizia europeană de conținut a Liberty Global. Deci, din punctul ăsta de vedere, un nou post de desene animate și, mă rog, de alte probleme și aventură pentru tinerii de la noi din țară, inclusiv pentru cei din Pașcani, pentru că vor prinde, știi, din Pașcani acest post, fiind și două rețele de cablu, una dintre ele automat va propune acest post pentru copil. Da. Ieri scriam despre faptul că și mențin acest gând și acest lucru, că meseria de polițist este una cu risc destul de mare, este plătită prost și pe lângă faptul acesta mai e bătaie și, mă rog, de cele mai multe ori agresorii nu pățesc absolut nimic. Este povestea unui polițist de la rurală
Se numește Costel Acatincăi, era la Hărmănești, am înțeles că era chiar șeful de post de acolo din Hărmănești. A fost chemat prin 112 pentru a opri un scandal între două persoane. Automat, când se bat doi, chem poliția, să nu vină polițistul din sat. Emil Siminciuc se numește agresor, are 45 de ani și mă rog, la vremea respectivă se bătea cu verișorul lui, se certa cu el, în fine, ce făceau acolo, dați seama că nu făceau liniște sub nicio formă dacă cineva a ajuns să cheme poliția. A ajuns la fața locului, polițistul s-a trezit cu Emil Siminciuc, sare la el, era super, super nervos, l-a luat la bătaie, a dat un pumn, l-a spus că dezbracă de uniformă și, mă rog, tot felul de injurii pe care automat nu le putem reproduce la televizor. Unu, că e și foarte dimineață și nu prea sunt eu inspirat din punctul ăsta de vedere și doi, avem și Ceniau care sunt prietenii noștri cel mai buni din acest punct de vedere. Bine, în fine, polițistul după ce a fost bătut de respectivul domn a depus o plângere, iar pe data de 15 septembrie l-au reținut pe respectivul domn, mai apoi a fost și arestat. Infracțiunile sub aspectul care este cercetat sunt cele de distrugere, dar am uitat să spun că după ce l-a bătut pe polițist, s-a apucat să spargă și geamurile la mașina de poliție. Asta m-am uitat să o mai spun. Deci vă spuneam despre distrugere și ultraj, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de până la 4 ani și jumătate închisoare. Bine, ne apropiem de pauza de publicitate. Viața este pusă în pericol după ce a mers târziu la spital. Este vorba despre un bărbat care s-a prezentat târziu la spitalul municipal după ce cu o săptămână în urmă căzuse de pe bicicletă. Este o problemă în România din acest punct de vedere, cel al educației medicale. E simplu. Românii în general se tratează acasă. Domnule, dacă ai o răceală, iei antibiotic. Dacă te doare capul, iei o pastilă și, mă rog, în momentul în care cazi cu capul de ciment de pe bicicletă și ți se umflă capul de o palmă, nu cred că e cazul să stai acasă să te tratezi singur. Mă rog, domnul respectiv a considerat că ar fi mai bine așa și s-a prezentat târziu la spital și, în fine, a fost trimis mai departe către Iași de medicii pășcăneni. Venim, discutăm și despre alte subiecte pășcănene după această pauză publicitară. Venim și cu principalele personaje ale zilei de astăzi. Rămâneți cu noi! Cosarom. Savurează diferența. Concedii și călătorii în țară și străinătate prin biroul de turism Pașcani. Vacanțe în Grecia, Turcia sau pe litoralul românesc cu reduceri de până la 30% pentru rezervări timpurii. Biroul de turism, Hotel Central, lângă recepție. Sofia, ai nevoie să-ți decorezi casa cu perdele și draperii? Vino să vezi cea mai nouă colecție 2012, la care acum ai o reducere de 10%, iar manopera este gratuită. Sofia, mobilier din esențe exotice, obiecte decorative și bijuterii. Sofia, vrei un designer de interior gratuit la tine acasă? Fă-ți o programare la 0749 544 960. Pentru tine, iubitorul de frumos. Sofia. Tâmplăria PVC Tomplast. Ai trei motive să o alegi. Termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tomplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S.
Autotranscom. Definiția unui service auto complex. La Autotranscom, service multimarcă autorizat RAE, beneficiați de servicii de mecanică, diagnoză, electricitate, ITP și vulcanizare pentru autoturisme și camioane. În plus, deținem depozit central de anvelope. Atenție! Schimbul de ulei și plăcuțe de frână se face gratuit dacă le achiziționați de la noi. Aveți încredere în personalul calificat de la Autotranscom și cu siguranță veți avea parte de lucrări de calitate. Autotranscom. La ieșire din Pașcani spre Suceava pe partea stângă. Telefon 0720 050 640. Autotranscom. Din respect pentru oameni și mașini. Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor, vă așteaptă cu oferta săptămânii. Ghiozdane pentru școală diverse modele, începând de la 8,90 lei. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Hei, cum te descurci cu pregătirile pentru bucătăria de toamnă? Nu-ți fă griji, te ajută Lorimer. Rețeaua de supermarketuri Lorimer te așteaptă cu cele mai ieftine produse. Profită de oferta lunii septembrie. Oțet Vincon 1 litru la incredibilul preț de 2,99 lei. Ideal pentru murăturile tale. Bulion Rosa 314 grame, 1,99 lei. Balsam de rufe Silan 2 litri, senzual și mediteranean la doar 11,99 lei. Lorimer, comod și ieftin aproape de casa ta. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Ne-am întors în direct la Pixelul Albastru după frumoasele și preferatele dumneavoastră minute de publicitate, sunt sigur. Acum din nou se încearcă o comparație între prețurile benzinei din Uniunea Europeană și din țara noastră. Eu v-am spus, nu consider lucrul acesta fi un fapt serios, pentru că dacă e să vorbim de calitatea benzinei, diferența este foarte, foarte mare. Într-adevăr, vorbim de cifră octanică, dar nu numai. Eu sunt sigur că în Germania, în Cehia, Polonia și în alte țări pe care ei ne le aduc aici, nu se pune apă în benzină cum se pun în stațiile PECO din România. Că hai să recunoaștem, de cele mai multe ori în PECO din România, sau, mă rog, cel puțin în foarte multe cazuri, am avut și eu ghinionul acesta, am avut apă în benzină și mi s-a stricat mașina de mai multe ori. Ca și nu este o noutate, nu este niciun secret lucrul acesta, că nu trebuie să ne mirăm de faptul că avem apă în benzină. Se fură benzina la greu, la noi se fură benzina cu camionul, cu cisterna, cu trenul, mă rog, cu ce se mai poate fura la noi în momentul de față. Spun cei de la gândul faptul că ar fi un profit de peste 461 de milioane de euro în primul semestru anului 2012 pentru OMV Petrom, societate pe care o cunoașteți foarte bine, după ce s-a mărit la începutul anului prețul carburanților și ei cresc în continuare. Văd că au de gând, dacă mai merg treburile în stilul acesta, vom merge să punem benzină cu 2 euro pe litru. Nu știu, nu înțeleg de ce se ajunge în această situație. Evoluția prețurilor este dată aici pe un fel de hartă a Europei, în care ne prezintă prețul unui litru de benzină în eurocenți și scumpirea carburanților în perioada ianuarie-septembrie 2012. Dacă să ne uităm în România, aceasta a fost de 13,6% creșterea propriu-zisă, pe când în alte țări a crescut ceva mai tare decât la noi. De exemplu, dacă ne uităm în Austria, a crescut cu 17,6%, în Cehia cu 17,1%, în Slovacia, 14,3% în Polonia, iar țările care au avut cele mai mici sunt Franța cu 10,4%.
la 100. Bine, totul este pe gândul punct.info referitor la acest articol. Bun, haideți să revenim la situația din Pașcani, la problemele pășcănene, dacă vreți. Bine, știți ce am observat? Uiteați că am uitat să vă spun în prima parte a emisiunii și chiar m-a atenționat într-o zi un tânăr care este prin clasa 9-a, dacă nu mă înșel. Ați văzut că ieri, pe la deschiderea anului școlar, toți erau aranjați cu, mă rog, costumașe, cu genți. V-am spus că erau niște gagici care aveau din alea genți plic ca la nuntă și, mă rog, toți tinerii, majoritatea de tineri, au por aranjat. Și m-au întrebat și pe băi, dar tu cum poți să apari așa fără, nu-ți aranjezi puțin părul, nu-ți faci, bă, eu prefer să mă axez mai mult pe discurs decât pe cum îmi stă părul, că asta e partea a doua, dacă am părul făcut foarte mișto și stau niște țepi în capul meu sau mă rog, ce Dumnezeu mai vor tinerii să poarte, și vorbesc numai tâmpenii la tine, oricum vorbesc numai tâmpenii, asta e clar, dar măcar n-am țepi în cap și mai am o scuză, sau să-mi vopsesc niște șuvițe blonde, poate m-ar mai... să spunem, ar mai scuti din greșelile pe care le fac. Bine, Clubul Copiilor își caută personalitatea juridică, revenim la subiectele și la oile noastre. Este o problemă acolo. În 2011, după cum bine știți, Guvernul României a decis restructurarea rețelei școlare prin anumite măsuri pentru a reduce din cheltuieli. A fost un lucru bun în momentul respectiv, cel puțin așa a fost gândit ca un lucru bun. Ei, acest aspect nu a afectat în bine pe toată lumea, ba chiar a afectat în rău majoritatea sistemului de învățământ din România. Iar Clubul Copiilor la momentul respectiv și-a pierdut personalitatea juridică, iar în acel moment a pierdut și ștampila cu care putea să valideze, să zic, anumite documente, diplome și alte lucruri. Se fac în continuare demersuri pentru a reobține acest drept, a reobține personalitatea juridică, pentru că sunt și niște proiecte școlare implicate la mijloc, e vorba și de niște sponsorizări, sunt mai multe aspecte care intră în acest subiect și care, practic, știrea de aici a pornit, că ne tot discutam cu directorul Clubului Copiilor, care ne spunea că, băi, noi nici măcar nu putem să ne numim, practic, Clubul Copiilor ca și o structură aparte, pentru că noi facem parte din Palatul Copiilor. Neașar la Pașca suntem doar o structură, suntem o instituție propriu-zisă, pentru că noi nu avem personalitate juridică. Noi, dacă avem niște diplome de semnat pentru copii, trebuie să mergem să facem drumuri la Iași pentru a le ștampila, pentru a le putea da copiilor documentele respective sau, mă rog, pentru tot felul de alte lucruri. Urmează ca cei de la Inspectoratul Școlar General și de la Minister să dezbată acest aspect și să vedem dacă va primi Clubul Pășcănean sau nu personalitatea juridică. Bun. Mai mergem și mai discutăm și subiecte mai urâte. O improvizație la curentul electric era ieri să lase fără casă o persoană din Rediu, de la regiunea asta. De foarte multe ori v-au avertizat pe pompieri și nu numai pompieri, mai mulți oameni, să nu mai faceți improvizații pe la curentul electric, pentru că nu sunt puține cazurile în care au luat foc, a bubuit, a explodat sau a făcut alte necazuri din cauza unor astfel de improvizații. La fel, ieri la Rediu s-a întâmplat lucrul acesta. 40 de metri din acoperișul unei case nou construite a unei familii a fost distrusă, cei 40 de metri, iar 40, să spunem că au fost degradați, dar și aia sunt destul de afectați după vorbele lui colonelului Vornicu de la pompier. De asta mesajul este clar și nu se îndreaptă către moarte, cum ar spune o trupă din România: nu mai faceți improvizații la curentul electric. Mâine, peste 10 zile, pe 28 septembrie, va avea loc bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. E o chestie pe care cei de la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă îl vor organiza la Casa de Cultură Mihai Sadoveanu, începând cu ora 9:30. Sunt o felul de date aici. Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale în vârstă de minim 16 ani înregistrat la Agenția Județeană beneficiază din buget asigurat pentru șomaj de o primă de încadrare egală valoarea indicatorului social de referință. Ar fi angajatorii care angajează în muncă pe durată nedeterminată absolvenții unor instituții de învățământ sunt scutiți pe o perioadă de 12 luni de la plată. Astea sunt cu totul și cu totul alte probleme. Bursa în sine va conține din nou locuri de muncă,
ce cu siguranță îi vor dezamăgi pe tineri, pentru că în general sunt pus la punct cu ce locuri de muncă sunt în Pașcani. Am scris de foarte multe ori lucrurile acestea, am văzut și ultima listă cu locurile de muncă și se cam repetă, sunt cam aceleași de, nu știu, cred că de vreun an și ceva, dacă nu chiar mai bine, sunt cam aceleași locuri de muncă pe care nu se înghesuie nimeni să le ocupe. Motivele nu aș putea să vi le explic, dar bănesc că este ceva legat de banii pe care îi primesc și munca pe care o depun. Adică aceste două aspecte nu prea se contopesc bine. Da, bun. Dacă ați observat în ultima perioadă, scriu colegii de la News Pașcani faptul că au dispărut plăcuțele fostului primar Grigore Crăciunescu, plăcuțele pe care omul a muncit foarte mult să le pună, adică orice investiție se făcea în Pașcani, oricine o făcea investiția respectivă, orice lucrare frumoasă apărea în Pașcani, automat trebuia să apară și plăcuța cu Grigore Crăciunescu, acolo era imposibil să n-apară, iar omul care s-a ocupat de dați jos aceste plăcuțe a fost Vasile Axinte, viceprimarul municipiului Pașcani, care prin gospodăria comunală a luat decizia, pentru că investițiile respective au fost făcute cu banii comunității și nu cu banii personali ai fostului primar. E un lucru bun faptul că au dat plăcuțele jos, nici mie nu-mi plăcea. De exemplu, mă duceam să joc tenis și vedeam acolo că scrie mare în dreapta mea că obiectiv realizat de Grigore Crăciunescu sau nu știu. Eu știam foarte bine cum stă treaba și că nu era deloc cazul să ajungem la asemenea plăcuțe. Dar asta este cu totul și cu totul altă problemă. Cert este că au fost date jos. Bine, ne apropiem de finalul emisiunii și vreau neapărat să vă propun subiectul acesta. O bombă chimică distruge zilnic sănătatea a sute de ieșeni. Doi foști angajați ai unui lanț de farmacii, se numește Zafarm, lanțul de farmacii din Iași, au făcut dezvăluiri șocante pentru publicul ieșean pe Bună Ziua Iași. Patronul firmei suna angajatele în fiecare zi pentru a se asigura că au vândut o cantitate cât mai mare de marfă expirată. Ce făceau era simplu, luau medicamentele expirate și le reetichetau. Puneau alte etichete, puneau altă dată de expirare pe ele și ideea era să vândă cât mai multe astfel de produse expirate și vă dați seama ce efect au. Și așa că pastilele au un efect nociv, adică pe o parte au efectul acela în care pe dumneavoastră vă ajută dacă vă ustură gâtul sau vă doare capul, dar pe de altă parte vă afectează și alte organe. Este un lucru dovedit științific fără niciun fel de problemă. Sunt curios dacă toate farmaciile fac lucrul acesta. M-ar mira să nu fie așa. Am, să spun, 60% certitudinea că marea majoritate a farmaciilor din când în când ne mai bagă pe gât și ceva pastile expirate. De asta e bine ca acestea să fie cât se poate de evitate. Da, pe data de 18 septembrie, data de astăzi, a venit pe lume în 1907 Arșavir Nazaret Acterian, a fost avocat, jurnalist, scriitor și memorialist român de origine armeană. Ana de Bourbon-Parma este soția regelui Mihai I al României și fiica prințului René de Bourbon-Parma și a prințesei Margareta Danemarcei, strănepoata regilor Cristian al IX-lea al Danemarcei, născut astăzi în 1923 la Paris. Corneliu Stoica, născut și el astăzi în 1950, istoric, profesor, scriitor și, mă rog, toată opera lui este prezentată pe site-ul Wikipedia, cum ar spune unii, nu Wikipedia, cum spun eu. Da. Mă rog, a fost inaugurat la Sfântul Gheorghe, județul Covasna, monumentul ostașului român în 1974, asta ca o chestie mai deosebită a zilei de astăzi. Încheiem Pixelul Albastru pe data de 18 septembrie. Vă invit să rămâneți alături de programul sau programele TV Bit. Pentru cele mai importante știri pășcănene, rămâneți cu ziarul orizont.info. Ne revedem mâine. Toate bune!